Iașul este cel mai poluat oraș din România. Un studiu recent arată că în unele zone valoarea normală de pulber din aer a fost depășită de 31 de ori. Tot ce poluăm, fie că este vorba despre poluarea provenită din traficul auto, fie că este vorba de poluarea din șantiere, industrie sau orice altă sursă de poluare, toți acești poluanți se amestecă și sunt presați la sol. Aceste valori cresc în funcție de sursele de poluare. În Iași se cunoaște, avem zona podul de piatră cu o poluare foarte mare care depășește limitele normale, cele de 50 de micrograme pe metru cub, zona Cug, Buciu a explicat Silviu Gurlui, conferențiar doctor la Facultatea de Fizică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Acesta a făcut și o demonstrație în care aparatul demonstrat calitatea aerului este vizibil depășit de valorile uriașe ale noxelor. Aceste fenomene se cunosc din timp, poluarea poate fi prevenită, oamenii trebuie să fie învățați să polueze cât mai puțin dacă este vorba de gospodării, traficul să fie diminuat dimineața, industria să reducă capacitatea pe timpul nopții, trebuie avertizate populația și instituțiile să reducă pe cât posibil pe timpul inversiei noaptea spre dimineață activitățile ce duc la poluare. Lucrurile sunt cunoscute. În Iași nu există o instalație care să prevadă această inversie termică. A mai explicat conferențiarul. Fabricile centralele termice de apartament, mașinile, dar și arderea gunoaielor sunt principalele cauze ale poluărilor masive. După Iași, cele mai poluate orașe din țară sunt Brașov și București. În luna mai, Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. În aceeași situație au fost și Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Ungaria. Ulterior, România a decis alocarea 33 de de lei pentru calitatea aerului prin fondul de mediu. Conform ultimelor statistici, peste 400.000 de de oameni își pierd viața anual în Uniunea Europeană din cauza poluării. Printre principalele afecțiuni cauzate de calitatea îndoielnică a aerului sunt cele respiratorii, cardiovasculare, dar și cancerele.